Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi vom discuta despre ceea ce a promis vicepremierul Sevil Șaideh cu domnul Traian Dobre, președintele Asociației Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii. Bună ziua, domnul Dobre, bine ați venit în sudor. Seară bună seara și bine vă Deja le cunoașteți. N-aș vrea să începem emisiunea înainte de a spune telespectatorilor că astăzi v-ați lansat o carte. A câta este? A patra. A patra carte. Felicitări și la mai multe. România pas cu pas. pas. nu? descrieți România de după să-i spunem Revoluția din 89? Am... Uh, nu. nu. Am uh, făcut o colecție așezată într-o anumită ordine a tuturor intervențiilor mele în media, fie scrisă, fie vorbită, fie televizată. Am uh, urmărit să arăt că Astăzi trăim într-un con de umbră, cu toate că avem o țară bogată și cu niște oameni extraordinari. Și dacă nu vom ști să fim uniți, să dorim același lucru, mobilizați de dragoste de țară, pentru că nu pare un lucru anormal, dar eu sunt cu țara mea. Îmi iubesc țara și poporul și neamul și în dorința aceasta aș, vreau să realizez o unificare și o conștientizare a tuturor celor care împărtășesc aceste idei în sensul de a transforma acest gri întunecat, de ce nu, într-o țară cu, cu bogății, într-o țară și atât minerale, naturale, cât și cu bogății umane. E o țară în care trebuie să domine normalitatea iar normalitatea nu înseamnă decât un trai nu gri, nu negru, nu spre alb, ci un trai roz. Dar pentru asta trebuie muncă, muncă și iar muncă și umăr la umăr spre o normalizare. Deci eu îmi doresc normalizarea. Este ceea ce câteva bucăți, câteva fragmente alese în vreo 300 de pagini din ceea ce am scris din, nou, din 2010 încoace. Aproape că, aproape că mi-a ridicat mingea la fileu, cum se spune. Vă vorbeați, da, despre... de deci, vorbeați despre România aflată într-un con de umbră în zona gri văzută de către europeni, Dar același lucru se întâmplă cu zone din România. Iată, zona Moldovei este uitată o zonă gri pentru guvernanți. Prezentă la Iași, vicepremierul Sever Saideh a spus că domnule, nu sunt bani pentru investiții pentru Iași. Este o, o situație normală, din punctul meu de vedere, vorbeați despre normalitate. Deci, punem problema puțin rămași cu anumite mentalități. Astăzi nu mai există o forță unică care să vrea o dezvoltare multilaterală, proporțională a tuturor regiunilor. Astăzi, dacă în Moldova avem oameni care vor să facă, care muncesc, care atrag capitalul, rom, în Moldova poate să fie mai prosperă decât Bucureștiul și de ce nu, și decât Banatul și cine îmi spuneai tu mai înainte. Perfectă dreptate în Atât tatele. timp cât nu avem acest astfel de oameni. Și în loc să ne mobilizăm, să ne sprijinim unul pe alții. Când ajunge la putere, ne mai și mâncăm între noi. Deci, de, de, asta vreau să vă spun. Sunt niște proiecte... Unitate, unitate în diversitate. Și apoi, dacă toate forțele politice declară că vor bunăstare acestui popor, că vor trai roz, să o demonstreze. Avem oameni de mare, mare valoare. Mă uitam și astăzi în sală, nu vine să cred. Valoarea oamenilor. Pe acei oameni închiși într-o încăpere, lăsându-le la dispoziție câteva zile, poate câteva săptămâni, pot face un program. De țară, bineînțeles, și posibilitatea de comunicare cu exteriorul, că dar nu e bași la pușcă, da, la la să fac un program, un program cum adevărat, da. să facă o strategie pe resurse, pe consum, așa cum se stabilește, da. să că... o fundamenteze. Și după ce am fundamentat-o, poftim în clasă politică, iau-o. Dacă voi nu sunteți în stare să o faceți. Există deja niște A, așa. Și atunci, hmm? nu, 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 n ar mai fi nicio disensiune, pentru că în momentul în care eu le dau și ei nu vor, înseamnă că nu mai vor să fie acolo unde sunt. Înseamnă că era credință. Ai, exact. Și nu mai vor să fie acolo. Și atunci poporul nu are decât să-i schimbe. Bun. Deci această idee de unitate într-un scop nobil și ideea aceste cărți este, am explicat o în cel mai simplu mod, că cineva mi-a spus că sunt naționalist și am recunoscut că sunt naționalist ca un factor bun, dar sunt naționalist care vreau să am și eu o capră. Nu se-i moară capra veciilor, <gătări> sau să-i Dar Dar adevăr la, la ora actuală România este privită de comunitatea europeană ca fiind o țară consumatoare și nu producătoare. Lucru care pe noi nu ne avantajează. Pentru că bunăstarea nu înseamnă să consumăm. Asta înseamnă dacă consumăm, exportăm venit național când mai avem și creăm locuri de muncă în alte părți în loc să creăm locuri de muncă în țara noastră. Iar un loc de muncă înseamnă venituri la stat și înseamnă cheltuieli mai puține la stat cu cetățeanul respectiv. Bun, dar ce facem totuși cu zona Moldovei? Trebuie să recunoaștem și aici, nu aveți cum să mă contraziceți, Moldova este în urma României, în ceea ce privește uh, nivelul de trai. Este o statistică făcută, domnul Dobre, chiar au prezentat-o și a prezentat-o presa centrală. Apropo de statistica ta, când vine la București cu mașina, și intri pe la tecuci și când încep să vezi coline verzi cu copaci, începe să-ți placă Moldova. Da, dar ajungi când stai de vorbă cu oamenii și spun Și dacă Moldova e frumoasă, oamenii sunt minunați, pentru că cei mai valoroși oameni ai României, ca număr și ca valoare, sunt dați de Moldova. Și atunci de ce totuși Moldova nu are autostradă, de ce Moldova nu are un, o, o infrastructură uh, de sănătate sănătoasă, de ce în Iași se încearcă de destul de mulți ani construcția unei săli polivalente, când alte orașe... Vă să da. De ce nu contribui prin manipularea poporului? Manipulare în sens bun... De-i convinge să, vo să voteze doar oamenii de valoare, totdeauna am nu spus, oamenii colorați politici. Și totdeauna am spus: Trebuie votat omul valoros. Cel care este pe meseria lui bun. Și care? oameni care au făcut ceva în viață și pot să măsori. Ai exact. unitate de măsură ce a făcut. Deci, știe carte, a făcut poți să vezi ce a făcut și vrea să facă și pentru tine și nu-l votez. Nu știu, totuși am senzația că aleșii noștri din zona Moldovei, când merg la București, se înclină așa în fața celor de la București, nu știu, ce crezi că mai prinde al mandat dacă nu se închină? Bun, domnul Dobre, și atunci ce trebuie să facem ca să zona, demnitate. noastră, zona noastră să putem să o scoatem Bine, din colul Eu știu cum era cu nu de mult, un mandat de deputat înseamnă în jur de 70.000 de voturi, un mandat de senator, 60, nu știu câte, da. un mandat de senator în jur de 150-160.000. Și atunci trebuie să ai, cu oamenii ăștia trebuie să reprezentați. Dar oamenii ăștia pot să ai tăria să-și aleagă bărbați puternici. Nu știu. Bărbați am, puternici. Am, am... Eu vreau să spun că un partid nu este nici mai bun, nici mai rău decât doamne care Dacă un partid are oameni buni de valoare, înseamnă că e un partid mare, puternic. Dar dacă e un partid mare, pe, pe uh, furturi din astea electorale, pe tot său de șmecherii și obțin Asistat voturi social. și am fost muhaiele, păi n-ai să ai niciodată succes păcălește odată poporul cu televizorul sau cu ce vreți. Îl păcălește a doua oară, da, a treia oară, nu mai vede nașul. știți tu ce. Da, da, da. da. Bun, Sevil Şaideh, vicepremier, ministra dezvoltării și a fondurilor europene, a venit la ea și a fost întrebat dacă există cumva fonduri pentru autostrada, așa, mult dorită autostradă montană. Și a zis că anul acesta an nu. Pentru spital regional de urgență... I-a întrebat-o la anul, da? N-a întrebat-o nimeni dacă la păi anul... Mă, fratele, păi mă, frate, promisiuni nu, da. și când nu, vin data viitoare spune, când te-am întrebat cu un an în urmă, O sigură întrebare, regula... Uh, Ai, da... Credeți totuși că... Bă, ea, 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 dacă îi pui două întrebări, <laughs> te da afară din studio. Să ea ea a promis, ea promis că sunt bani pentru dezvoltarea mediului rural, a satelor. Credeți că acești bani promiși de vicepremier. Vrem vremi... satul da? românesc, da. da? Ca pe vremea gusti, da? Un om care a modernizat o parte din satul românesc. Nu ar fi un lucru rău. Și la țară trăiesc oameni. Corect. Uitați Valea Prutului. Am auzit că se dă, nu știu, numai la aia care au un număr mai mare de locuitori. Eu nu știu. Dar pe Valea Prutului, spre Grozești, încolo, pe cătunele alea, ei abia o apă direct din Prutul. Adică fântâna este atât de aproape, când crește prostul, crește apa la fântână și, da, și invers. În scade. Și invers, Bun, dar sunt și zone, de fapt, eu am înainte da. de... Și acum, dacă principiul comunicării este atât de rapid, deci legătura este atât de bună, vă dați seama, dacă, dacă le dai apă și nu le dai și canalizare, -a unde, unde ajunge apa? Nu. Unde pro... ajunge canalizarea? Problema este dacă uh, dumneavoastră a vorbit despre zeci de milioane de euro. Am asta și mă întreb. Chiar undeva am mintit de un miliard de euro. Citeam o cifră de 15 milioane și mă gândeam, ăștia bani? Ce faci cu 15 milioane? Asta e no, a spus Nu, 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 a spus, e, nu știu de a spus, ce vrei să mă no, A spus că uh, pentru milioane. toată România sunt 500 de milioane da? și dacă împarți 500 de milioane la 41 da? și 15 milioane, la... milioane pentru Iași care este unul dintre județele favorizate din punctul acesta de vedere. Cu 15 milioane de euro, ce se poate face? Român? Ce te simți tu favorizat? Atât, nu? Pe de Sunt ce... 98 de euro, dacă ce ar fi să facem 50. un calcul. Scoatem municipiul Iași, scoatem pașca, da, să zicem. Acolo le dai paș... pentru cheltuiel curent, nu le dai pentru orice. Rămâi -aia cu... Aia poți să se ducă unde 15 vor. 15 milioane trebuie să împarți la 90, să zicem, de Al Altfel spus pe limba română, două paie la trei măcare. Credeți că, credeți că acest lucru va reuși să scoată satul că nu, românesc? Bineînțeles că nu. Dar satul românesc poate fi scos la iveală prin alte mijloace. Prin uh, încurajarea legislativă din nou a asocierilor. Nu poate munci fiecare de capul lui pentru că muncește doar în gospodăria lui și randamentul și productivitatea este doar pentru gospodăria lui, adică nu este. El o satisface o, ne o nevoie. Așa este, așa dar nu... este. Și atunci, ca să poți să faci o activitate cât de cât industrializată, trebuie o asociere, trebuie un capital social, trebuie mișloace de producții fără discuții și dacă n-ai capital nu poți să ți le procuri, trebuie forțe de muncă calificată și așa mai departe. Acolo trebuie ajuns. Iar în domeniul la... domeniu agricol, materie primă avem, pentru că ne-a dat Dumnezeu un pământ bogat, Cultivându-l cu hărnăcie și dându-i ce trebuie la moment, putem obține alte materii prime pentru produse semi-industrializate. Exact. Având niște depozite, le putem asigura o continuitate a aprovizionării, inclusiv a supermarketurilor, la urmă. Deja, de, deja dumneavoastră ați spus așa, dacă avem, avem materia primă, dar trebuie să avem acele utilaje ca să putem să facem o agricultură păi, da, modernă. Oamenii, Depozite unde noștri, să le ținem. Băieții noștri tineri se duc afară. Muncesc 2-3 ani, aveți exemplu femeile din Sicilia da. și mai mult nu vreau să spun, aveți exemple cât de fericiți sunt acolo. Ei, după ce strâng niște bani, de-abia aștept să întoarcă acasă. Dar dacă mai ajunge într-o comună și îi spune edilului, nu știu care, știi că vreau să fac și eu și ăla mai întreabă cât îmi dai, Îți dai cu mâna în de, cap și tot te duci și de preferi fapt este, acolo Este o meteahnă a României. Dar acestui. dacă ar fi luat în brațe, bine ai mă venit, mă băiatule. Da, am venit, nu mai spun numele, nu mai spun titluri. Mi-a fost greu, dar aș vrea totuși aici să-l ajut, să-i dai ceva. Măcar un zâmbet și o strângere de mână să-l încurajezi ar fi cu totul altceva. Lucru care ar putea să scoată și... Să ajute acea comunitate locală Și să scoate Fără satul din albună Încă o dată repet Și repet pentru tine că nu vrei să înțelegi Un loc de muncă Înseamnă un venit la stat impozite, de tax. Un loc de muncă Înseamnă o familie rezolvată Un loc de muncă înseamnă Scutirea statului De o cheltuială pentru că locul, Omul care nu are loc de muncă trebuie nu Trebuie plătit Trebuie să-i dai să nu ajutor. În Așa dar este. nu lăsăm asta și câștigul azi. este dublu. Așa este. Bun. Mulțumim pentru participarea la emisiune domnului Dobre. N aș vrea să termin înainte de a vă felicita încă o dată pentru cea de-a patra carte și să sperăm că în curând va apărea și a cincea, nu? Am înțeles că nu. Am a... mai, fac, mai fac o pauză pentru că mai am și alte obiective. Uh -huh. Dar voi scrie în continuare pentru că uh, cu ele pe până la urmă Așa este. Mulțumim pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi. Până săptămâna viitoare, cele bune, la revedere!